un sat cu istorie serioasă în spate, având în vedere că tocmai a aniversat 420 de ani de existență. Prima atestare documentară se întâmpla pe la 1597, Valea Pai fiind menționată în niște înscrisuri oficiale emise în timpul ocupației otomane din Banat. Ceea ce îți atrage atenția, chiar de pe drumul ce duce spre sat, e o clădire impunătoare, albă, care se ivește în depărtare printre copaci. Azi, o ruină încă fascinantă. La vremea lui, un minunat palat construit în stil baroc provincial de către meșteri sârbi și italieni în prima jumătate a secolului al XIX-lea, proprietate a familiei Atanasievici, sârbi după unele surse, macedo-români după altele. În 1918 e cumpărat de familia Ris și mai târziu, ca prin minune, clădirea scapă de naționalizare. Nu și de degradare, stare în care își trăiește probabil ultimii ani. Din fericire, biserica aflată peste drum, cam de aceeași vârstă cu palatul, a avut o soartă mai bună. Bună ziua, Doamne ajută! Doamne ajută, bine v-am găsit! Să știți că nu m-aș fi așteptat vreodată să găsesc atât de multe lucruri interesante în Valea Pai, cum ar fi o biserică patrimoniu, da? Că așa am înțeles că biserica asta e patrimoniu. Abia aștept să-mi spuneți mai multe, că nu prea știu nimic despre ea. Cât e de veche? Prima biserică atestată documentar apare în anul 1725, dar nu este vorba despre biserica aceasta, pentru că se vorbește de o biserică din lemn acoperită cu șindrilă, undeva în vechea vatra satului, undeva pe dealul Petrii. O biserică de altfel tipică, nu? Da, pentru zona aceasta. Biserica în care noi ne aflăm apare ca lucrare finalizată în anul 1834, fiind construită în stil baroc, așa cum se observă, și finalizată în anul 1834 și pictura de pe bolta bisericii, fiind construită din piatră și cărămidă, acoperită cu tablă și turnul de asemenea fiind acoperit cu tablă. Tavanul bisericii, pictura este cea mai veche, este pictura autentică inițială care a fost finalizată în anul 1834, pictată pe scânduri de lemn și așa cum se pot observa în unele locuri dintre scânduri, fiind acoperit cu piele pentru a se acoperi locurile libere, fiind o pictură foarte veche. Se observă o diferență între pictura de pe bolta bisericii și pictura de pe pereți, pentru că pictura de pe boltă este, așa cum am zis, în 1834, iar pictura de pe pereți este din 1886 și este făcută de autori, de pictori diferiți.